Sergiu Papuc, avocat în vârstă de 31 de ani, este aspirantul la conducerea primăriei municipiului Târgu Mureș din partea Partidului Social Democrat. Potrivit acestuia, anul 2016 va trebui să fie un an de restart în ceea ce privește administrația publică locală din Târgu Mureș. Noi credem și considerăm și suntem convinși că Târgu Mureșenii vor putea și noi împreună cu Târgu Mureșenii vom putea să dăm acest restart. Lista de consilieri pe care am propus-o e o listă în principal tânără, oameni cu o pregătire temeinică, avem juriști, avem ingineri de mai multe specialități și noi considerăm că Târgu Mureșu va trebui să redevină un oraș viu începând din acest an. Aceasta este speranța și aceasta este năzuința noastră a PSD Mureș. Pentru susținerea candidaturii la funcția de primar al municipiului Târgu Mureș, Sergiu Papuc a reușit să adune 1537 de semnături. Papuc susține că la Sovata s-a reușit înfăptuirea UDMR-ului românesc. Acolo există o listă completă de 22 de persoane în cadrul căreia toate partidele politice s-au unit, mergându-se pe lista comună a PSD. Însă nu același lucru s-a întâmplat la nivelul municipiului Târgu Mureș, unde nu a fost posibilă înfăptuirea acestui proces.